acesta, capitolul 16, de la versetul 12 și până la versetul 21, ne spune Biblia așa: al șaselea înger a vărsat potirul lui peste fluviul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea regilor din Est. Și am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura profetului mincinos trei duhuri necurate ca niște broaște, căci ele sunt duhuri de demoni care fac semne și care duc la, și care se duc la regii pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț. Binecuvântat este cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să nu îi se vadă rușinea. Și duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Al șaptelea înger a vărsat potirul lui în văzduh și din templul cerului, din tron, a ieșit un glas puternic, zicând: s-a isprăvit și au fost fulgere și glasuri și tunete și a fost un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a mai fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Babilonul cel mare a fost amintit înaintea lui Dumnezeu ca să-i dea potirul de vin al mulțimii mâniei lui. Și toate insulele au fugit și munții nu s-au mai găsit și din cer a căzut o grindină mare peste oameni ale cărei boabe cântăreau aproape 40 de kilograme fiecare. Și oamenii blasfemau pe Dumnezeu din cauza urgiei grindinii, pentru că urgia ei era foarte mare. Amin. M-am uitat în notițele mele și n-am mai continuat în studiul din Apocalipsa de luna trecută. În luna mai am avut ultima lecție în cartea Apocalipsa. Și haideți să ne uităm acum la capitolul 16, acolo unde am citit. Am încercat să găsesc un titlu pentru acest pasaj și cel mai cunoscut sau recunoscut cuvânt sau, mă rog, expresie în acest pasaj cred că este Armagedon. Toată lumea a auzit de Armagedon, așa că am pus titlul Armagedon. Să vedem ce spune Biblia aici despre Armagedon. Haideți să facem o scurtă introducere, sper să fie scurtă, să ne punem din nou în temă cu ceea ce învață Dumnezeu în cartea Apocalipsa. În primul rând, este bine să destrămăm tradițiile populare sau folclorul, să zicem așa, care spune că Apocalipsa înseamnă, mă rog, tragedii și lucruri din acestea. Într-adevăr, în această perioadă se vor întâmpla mari tragedii și cataclisme. Dar cuvântul Apocalipsa nu înseamnă tragedii, ci înseamnă descoperire, revelație. Și aceasta este descoperirea sau revelația pe care Dumnezeu i-a dat-o Fiului Său Iisus Hristos, ca acesta să o dea robilor Săi, ucenicilor Săi, creștinilor, adică nouă să ne facă această descoperire, de aceea o citim astăzi aici, în această carte numită Biblia, și El a trimis-o robilor Săi, Iisus a trimis-o robilor Săi, prin robul Său Ioan, apostolul, care a scris această carte Apocalipsa. Citim asta chiar în capitolul 1 și versetul 1, descoperirea. Deci asta conține cartea aceasta, Apocalipsa. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care trebuie să se întâmple în curând. Și El le-a adus-o la cunoștință, trimițând-o prin Îngerul Său la robul Său Ioan. Iată, asta este Apocalipsa. Descoperirea lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, prin robul Său Ioan, pentru noi creștinii, despre lucrurile care trebuie să se întâmple în curând. Așa că ar fi bine să le cunoaștem, aceste lucruri care ne sunt descoperite de Dumnezeu în această carte. Ce conține această descoperire? Mai ține minte cineva care este versetul cheie al cărții Apocalipsa, cea care ne descrie cuprinsul acestei cărți? Cum? Capitolul 1 și versetul 19 avem aici cuprinsul cărții Apocalipsa.
spune, Domnul Iisus îi spune lui Ioan, scrie, ce să scrii? Mai întâi, lucrurile pe care le-ai văzut, și acestea sunt scrise în capitolul 1, și lucrurile pe care Ioan le-a văzut a fost acea viziune cu Domnul Iisus Hristos, Fiul omului, înviat și glorios, ca și care vine ca și rege și ca și judecător, cu mare glorie. Asta a văzut Ioan. Și Domnul i-a spus, scrie, eu voi veni ca rege, eu voi veni ca judecător, eu voi veni cu mare glorie. Eu voi veni, iată, eu vin curând. Amin? Amin. Scrie lucrurile acestea. Să nu zică cineva că n-a auzit. Iată, eu vin curând. Apoi spune în versetul 19, scrie lucrurile care sunt. A doua parte a cărții Apocalipsa descoperă lucrurile care sunt. Și asta se referă la epoca în care trăim, epoca bisericii sau epoca răspândirii Evangheliei Harului. Lucrurile care sunt. Deja, în vremea aceea lui Ioan, începuse epoca bisericii. Și Domnul Iisus a spus, scrie lucrurile care sunt. În capitolele 2 și 3 avem această descriere a epocii bisericilor și a răspândirii Evangheliei Harului până la marginea Pământului și a multiplicării adunării lui Iisus. Și a treia parte a cărții Apocalipsa, conform acestui verset, și lucrurile care vor avea loc după acestea. Scrie lucrurile pe care le-ai văzut, scrie lucrurile care sunt și lucrurile care vor avea loc după acestea. Adică după ce se va încheia epoca Harului, după ce se va încheia epoca Bisericii și va veni o nouă rânduială. Oamenii tot vorbesc despre o nouă ordine mondială, știți că este adevărat? Dar nu este asta cum cred ei. Este rânduiala lui Dumnezeu, este împărăția Fiului Său. El a stabilit, spune, ei vorbesc într-un fel sau altul, fac alianțe, se întâlnesc, dar zice Dumnezeu că despre mine eu am hotărât. Regele meu va sta pe tron. Amin? Nu regele lor va sta pe tron. Regele meu va sta pe tron. Și va urma o nouă ordine mondială. Se numește Împărăția lui Iisus Hristos, care va veni aici pe pământ și care va domni 1000 de ani pe acest pământ. Lucrurile care vor avea loc după acestea. Asta ne descoperă Dumnezeu în această carte. Lucrurile care vor avea loc după epoca bisericii sunt în mare trei. Necazul cel mare, împărăția aceasta milenară, domnia lui Iisus Hristos și apoi veșnicia. Și toate trei sunt descrise în cartea Apocalipsa, dar cel mai detaliat descris este necazul cel mare. Necazul cel mare. De la capitolul 4 din Apocalipsa până la capitolul 19 avem descrierea necazului cel mare. Acesta este un eveniment special sau o perioadă specială pentru Israel. Este special pentru ei, vor fi și alte națiuni, dar special este pentru ei. Nu este o perioadă de recompensare, ci o perioadă de pedeapsă pentru ei. Da? O perioadă de rafinare, care vor trece prin mari necazuri, de aceea se mai numește și necazul lui Iacov sau necazul lui Israel. Și el vine din cauza faptului că ei l-au respins pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu, și l-au răstignit. Și vine ca împlinirea blestemului pe care ei înșiși l-au rostit peste ei. Au zis lui Pilat, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Parte. De-a lungul veacurilor, sângele evreilor a căzut foarte mult din cauza că l-au răstignit pe Mesia. Da. Dar aceea va fi desăvârșirea acelui blestem sau înfinirea acelui blestem. Necazul cel mare este o perioadă fixă de 7 ani în care va fi o singură dominație politică, anticristul, și o singură dominație religioasă. Adică o singură conducere politică, o singură conducere religioasă. Asta se și vrea acum, ecumenismul, da? Și uniunea națiunilor. Anticristul va conduce Liga politică și profetul mincinos va conduce Liga religioasă, așa cum ne descopere Dumnezeu în cartea sa. Această perioadă va fi orchestrată de Satan sau această dominație politică religioasă va fi unilaterală și va fi orchestrată de Satan prin Anticrist, care înseamnă Hristosul fals, nu înseamnă împotriva lui Hristos. El este împotriva lui Hristos, dar nu pe față.
Pe față el se dă drept Hristos, adică Hristosul fals și profetul mincinos. Este o perioadă de necaz și am învățat noi din cartea Apocalipsa, conține trei seturi de câte 7 judecăți. Și aceste seturi se dezvoltă unul din altul și cresc progresiv în intensitate. A 7-a judecată din primul set, setul peceților, cele 7 peceți, descoperă următorul set de 7 judecăți, trâmbițele sau cele 7 trompete. A 7-a judecată din setul trâmbițelor descoperă următorul set sau dezvoltă următorul set de 7 judecăți și anume potirele sau așa cum mai sunt numite potirele mâniei lui Dumnezeu ce se vor revărsa peste acest pământ. Ultimul set de 7 judecăți, aceste potire, reprezintă mânia și răzbunarea de plină a lui Dumnezeu asupra nu doar a evreilor, ci asupra acestui pământ și asupra locuitorilor lui din cauza păcatelor și neascultării lor. Citim în Apocalipsa 15:1, apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a sfârșit mânia lui Dumnezeu. Și Apocalipsa 16:1, am auzit un glas puternic care venea din templu, zicând celor 7 îngeri, duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Ultima dată, luna mai, am învățat despre primele 5 potire ale mâniei lui Dumnezeu și astăzi, cu ajutorul Domnului, vom învăța despre ultimele 2 potire. Asta am și citit început din capitolul 16, de la versetul 12. Deci, spune aici în versetul 12, al șaselea potir al mâniei lui Dumnezeu. Al șaselea înger a vărsat potirul. Ce înseamnă potirul? Înseamnă un pocal. Da? Ca și un pahar mai mare, ca și un pocal. Da? Al șaselea înger a vărsat potirul peste fluviul cel mare, Eufrat. Și apa lui a secat ca să fie pregătită calea regilor din Est. Al șaselea potir reprezintă în mare, în general, secarea râului Eufrat. Apocalipsa, capitolul 16, spune aici versetul 12. Și secarea râului Eufrat va fi literară. Așa se va întâmpla. Va seca pur și simplu acel râu. De curând am citit o știre că unul din lacurile, cred că din Orientul apropiat, dar nu știu ce bine minte acum, a secat de tot. Deci, pentru prima dată în istoria cunoscută, a secat de tot. Era cunoscut un lac, era un grup de armament, de turiste și așa mai departe și acum a secat de tot. Eufratul în vremea aceea va seca literal și sigur această întâmplare poate fi percepută ca o judecată, ca o urgie care sigur va avea repercursiuni economico-sociale din cauza secetei. Eufratul este un râu foarte important pentru regiunea aceea, după cum Nilul este un râu foarte important pentru Egipt. Și cu siguranță că secarea Eufratului va avea repercursiuni și va putea fi considerată o urgie, o judecată, o catastrofă din cauza secetei care va urma, dar mi se spune aici că principalul motiv al acestei acțiuni nu este această sancționare economico-socială, ci principalul motiv al acestei acțiuni este pregătirea scenei pentru actul final. Care act final? Bătălia de la Armagedon. Așa mi se spune aici. Eufratul va fi secat și vor fi repercursiuni economico-sociale, dar principalul motiv este să înlesnească, să pregătească calea, spune aici, și să pregătească scena pentru Armagedon. Versetul 13 citim, am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura profetului mincinos, trei duhuri necurate. Avem aici triada satanică. Ce face Satan? Este un imitator, este un fals, este tatăl minciunii. El a mințit de la început. Sigur nu veți muri. Vi se vor deschide ochii, veți ajunge înțelepți, veți fi ca Dumnezeu. De aceea,
Orice minciună este de la Satan. Și nicio minciună nu poate să fie bună, pentru că tatăl minciunii este Satan. Am auzit de unde zi la televizor o femeie care spunea că nu toate minciunile sunt rele, sunt și minciuni bune. Adevărul vă va face slobozi, a zis Domnul Iisus, dar minciuna vă va înrobi. Tatăl minciunii este Satan. Și pentru că Dumnezeu este o triunitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Satan și-a făcut și el triada lui. Este Balaurul, Satan însuși, este Anticristul, acel om care va fi posedat 100% de Satan și se va arăta în ziua aceea pe pământ și va fi un lider mondial, da, politic și militar, și acel profet mincinos care va fi, cum zice numele lui, un profet mincinos, un lider religios, care îi va duce în eroare pe oameni printr-o închinare falsă, prin minuni, prin lucruri pe care oamenii le doresc să le vadă. Ei vor să vadă minuni, vindecări și așa mai departe. Și după asta se duc. Cu alte cuvinte, va fi un șarlatan în limbaj direct. Și în versetul 14, aceștia caută să amăgească, să mintă, să înșele, să manipuleze. Pentru că asta face Satan. Versetul 14 spune că ele sunt duhuri de demoni care fac semne. Asta caută oamenii. Semne și minuni. Miracole și vindecări. Și acestea vor face semne și se vor duce la regii pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Versetul 16 spune și duhurile cele rele i-au strâns, i-au amăgit. Au reușit să-i facă să se înțeleagă între ei, regii pământului, și să se strângă. I-au strâns, spune versetul 16, în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Toți regii pământului și toți cei ce vor crede minciuna lui Satan vor fi adunați la Armagedon. Pentru ce? Pentru ce se vor aduna ei acolo? Ce vor avea ei de înfruntat acolo? Pe cine vor vrea ei să pedepsească acolo? Se vor aduna toți regii pământului, păcăliți de minciunile lui Satan, vor face o coaliție împotriva cui? Ca să extermine pe cei care îi socoteau vinovați pentru toate cataclismele și molimele care se abătuseră asupra pământului. Cine sunt aceștia? Credincioși și adevărați. Ucenicii lui Iisus Hristos. Rămășița credincioasă care a mai rămas din Israel și care nu s-au închinat fiare și nici profetului mincinos și care n-au primit pe mână sau pe frunte semnul fiare. Un mare război aveau ei de dus împotriva ucenicilor lui Dumnezeu. Pentru asta s-au adunat la Ierusalim. Da, la Armagedon, care este în jurul Ierusalimului. Ca să extermine pe cei care mai cred în Dumnezeu. Lăsați-ne în pace cu Dumnezeul vostru. Noi vrem să ajungem pe Lună, pe Marte, noi vrem să inventăm. Lăsați-ne în pace cu Dumnezeu. Noi îl inventăm și pe Dumnezeu. Dumnezeu nu e așa cum zice cartea asta veche. Dumnezeu e așa cum zicem noi. Da. Și s-au adunat la Armagedon să extermine pe credincioșii care mai rămăsesc. Și în această scenă avem un cuvânt de la Dumnezeu. Avem un sfat de la Dumnezeu. Toți cei care au urechi de auzit, să audă. Și care vor să bage în seamă, să bage în seamă. Și în versetul 15, Dumnezeu spune, iată, eu vin ca un hoț. Cu alte cuvinte, pe neașteptat. Atunci când vă credeți voi stăpâni pe situații, atunci când credeți că Biblia este o carte de povești, că nimic nu se va mai întâmpla, că asta a fost pentru vremuri străvechi, când nu se inventaseră toate lucrurile acestea, acum noi avem știință. Atunci când nimeni nu se va mai aștepta, această legendă, între ghilimele, va deveni realitate. Iată, eu vin ca un hoț.
Binecuvântat este cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să nu îi se vadă rușinea. Să nu umble gol și să nu îi se vadă rușinea. Sfatul și avertismentul lui Dumnezeu este așa. Ferice de cei ce rămân credincioși. Credincioși cui? Tradițiilor oamenilor? Tradițiilor strămoșești? Dom'le, eu așa m-am născut și așa vreau să mor. Pe mine nu mă muți de aici. Credincioși în ce? Credincioși cui? Zice, ferice de cei care vor rămâne credincioși acestei descoperiri, acestei cărți, acestui cuvânt de la Dumnezeu. Păcatul sau rușinea, cum este numit aici, goliciunea lor, nu va fi descoperită. Va fi acoperită. Nu se va vedea. Toți oamenii sunt păcătoși. Toți oamenii sunt de rușine. Toți oamenii sunt goi. Și ticăloși. Toți. Toți suntem așa. Dar ticăloșia și goliciunea unora este acoperită de sângele Iisus Hristos, să fie numele Lui. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne curățească de orice fără de lege și să ne ierte. Ferice, spune David, de omul căruia Dumnezeu nu-i ține în seamă păcatul. Ferice de omul care are păcatul acoperit. Dumnezeu spune, iată un cuvânt de înțelepciune. Eu voi veni ca un hoț pe neașteptat. Așa că veghează și binecuvântat va fi cel care își păzește hainele ca să nu umble gol și să nu-i se vadă rușinea. Știți care va fi rușinea oamenilor în ziua aceasta, în ziua aceea? Acum oamenii sunt nerușinați. Se căsătoresc bărbați cu bărbați, femei cu femei, omoară copiii în pântecele mamelor. Sunt exasperați americanii acum, câțiva dintre ei, pentru că curtea lor supremă nu mai permite avortul. Și știți care este cauza numărul 1 a crimelor pe pământ? Avortul. Prin avort se omoară cele mai multe ființe umane. Sigur că ei spun că nu sunt ființe umane. Și acum, niște judecători de la Curtea Supremă, care sunt conservatori, au reușit după 50 de ani să întoarcă o hotărâre care a fost dată de niște liberali. Și nu obligă pe nimeni să facă așa sau așa. Dar îi lasă pe oameni liberi să nu facă avort dacă vor. Și îi lasă pe doctori. Până acum, un doctor, dacă venea cineva la el și zicea vreau avort, n-avea dreptul să refuze. N-avea dreptul. Trebuia obligatoriu ca așa are. Acum spune, nu, eu nu fac așa ceva. Și mulți sunt exasperați. Acum ne-am pierdut libertățile. Libertățile să omorâm. Da? Acum nu le este rușine oamenilor. Nu le este rușine să mintă, să înșele, să facă toate aceste mascarade. Dar în ziua aceea, rușinea lor va fi dată pe față. Și știți care este rușinea oamenilor? Mândria lor. Sunt atât de mândri, sunt atât de aroganți, sunt atât de siguri pe ei, că vor reuși în nebunia lor și în știința lor. Și această mândrie este rușinea lor. Și rușinea lor va fi dată pe față în ziua aceea, zice Domnul. Așa că aveți grijă, eu vin ca un hoț, păzește-ți bine haina. Ca să nu ți se vadă goliciunea. Și să nu-ți fie dată rușinea pe față. Lucruri pe care numai tu le știi. Lucruri pe care crezi că nimeni nu le știe. Gânduri care ți-au trecut prin cap. Gânduri murdare. Și intenții păcătoase. Rușinea ta va fi dată pe față. Și ți se va vedea goliciunea. Lasă sângele lui Iisus Hristos să acopere păcatele tale. Și vei fi binecuvântat. În versetul 17, avem al șaptelea potir. Versetul 17 și 18. Al șaptelea înger a vărsat potirul lui în văzduh. Și din templul cerului, din tron, a ieșit un glas puternic zicând, s-a isprăvit.
Și au fost fulgere și glasuri și tunete. Și a fost un mare cutremur de pământ. Așa de tare, cum de când este omul pe pământ, n-a mai fost un cutremur așa de mare. Se vorbește aici despre tron. Spune versetul 17. Din tron. Tronul înseamnă autoritate. Și tronul, această carte este descoperirea lui Dumnezeu, Apocalipsa, descoperirea. Dumnezeu ne descoperă. Noi credem sau nu credem? Băgăm în seamă sau nu băgăm în seamă? Dar El ne spune. El ne descoperă. Nu putem să zicem, Doamne, dar n-am fost acolo ca să văd. Doamne, dar nu mi-a zis nimeni. Ba da, ți-a zis cineva. În 26 iunie, ai fost în Biserica Baptistă Maranata, ai depărnit din Coșteiu și cineva ți-a zis, iată, asta e descoperirea lui Dumnezeu. Și tu ai auzit cu urechile tale. Și nu poți să zici că nu știi. Și ce ne descoperă Dumnezeu? Că în această creație există o autoritate. Și autoritatea nu este la Moscova, și nu este nici la Washington, și nu este nici la Beijing, ci autoritatea este în cer. Amin? Bine. Există un tron al acestei creații. Există un tron de unde se dictează ziua nașterii tale și ziua morții tale. Și care îngăduie orice domnie și orice stăpânire pe pământul acesta, din orice țară. Există un tron și există o autoritate a acestui univers. Și această autoritate este în cer. Amin? Amin. Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă. Și spune că la șaptelea potir, această autoritate nu este așa cum zice știința zilelor noastre. Nu este o forță. Nu este o entitate mistică, ezoterică. Nu este ceva așa care fiecare își imaginează cum vrea. Această autoritate este un glas. Este o persoană. Iată ce spune aici. Că se auzea un glas din cer, din tron. Este ceva individual. Este ceva definit. Este o persoană. Este o autoritate care stă pe tronul ceresc. Un glas care mi se adresează ferm și clar tuturor celor care vor să ia seama acum și tuturor locuitorilor Pământului atunci. Acest glas se aude ferm și clar și acum, dar numai pentru cei care ciulesc urechea. Dacă nu ciulești urechea, dacă nu ești interesat, dacă vrei să faci ce vrei tu, dacă ciulești urechea la liderii lumii acesteia, nu vei auzi acest glas acum, dar atunci îl vei auzi, indiferent ce. Atunci îl vei auzi. Nu vei putea să-ți astupi urechile, nu vei putea să întorci capul, nu vei putea să stai unde vrei tu. Orice genunchi din cerul, de pe pământ și de sub pământ, se va pleca atunci, de voie sau de nevoie. Și orice limbă va mărturisi, de voie sau de nevoie, că Iisus Hristos este Domnul. Amin? Amin. Amin. Același Iisus Hristos care s-a născut acum 2000 de ani în Betleem. Același Iisus Hristos care ne face această descoperire de la Dumnezeu. Același Iisus Hristos despre care vorbește Biblia. Dacă vrei să auzi acest glas, îl poți auzi și acum. Dacă ești atent. Acum este un susur blând, liniștit. Nu este gălăgios. Nu face campanie electorală, agresiv. Nu-ți promite lucruri ca să vii la biserică. Asta este politica lumii. Este un susur blând acum. Dacă vrei să-l auzi, îl vei auzi. Dar în ziua aceea, îl vei auzi oricum. Pentru că va tuna din cer. Spune aici, au fost fulgere și glasuri și tunete și un mare cutremur de pământ, așa cum n-a mai fost niciodată. Vedeți? După cum Iisus, când a înviat, nu s-a arătat tuturor oamenilor. Cui s-a arătat El? Ucenicilor Săi. Celor care n-au crezut în El, celor care n-au crezut în învierea Lui, nu li s-a arătat. N-a vrut să le demonstreze nimic. Rămâneți cu credința voastră. Iisus a înviat și s-a arătat ucenicilor Lui. Celor care crezuseră în El. Tot așa, și astăzi, oricine este interesat și oricine crede în El, va auzi glasul Lui. Cine nu? Nu va auzi. Dumnezeu nu-L va forța? Dumnezeu nu-i va băga cu forța în cap? O
să facă ce vrea. Dumnezeu îi permite să facă ce vrea. Dar va veni o zi de judecată când oricine și cei care îl tădăduiesc astăzi vor auzi glasul lui. Însă nu va mai fi un glas binevoitor de chemare, ci va fi unul de condamnare. Glasul lui Dumnezeu astăzi este un susur blând. Este o șoaptă lină. Este plin de căldură, plin de pace, plin de binecuvântare. Trebuie să te lași de lucrurile tale lumești. Trebuie să-ți faci timp. Trebuie să faci liniște. Trebuie să taci din gură, să-ți închizi gura. Trebuie să mai povestești ce crezi tu și cum crezi tu și cum ți se pare ție. Trebuie să-ți închizi gura. Să-ți deschizi urechile, să închizi televizorul, să deschizi Biblia și vei auzi glasul lui Dumnezeu. Amin? Este un glas de chemare asta. Veniți! Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da o dihnă pentru sufletele voastre. Nu vă mai chinuiți să câștigați o pâine cu amar. Nu vă mai zbateți pentru viața aceasta. Aveți credință, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca. Lucrurile acestea păgânii le caută. Veniți la mine. Căutați mai întâi împărăția cerurilor. Oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Este un glas de chemare astăzi. Dar atunci nu va mai fi același glas de chemare, ci va fi un glas de condamnare. Va fi un glas aspru și ferm de judecător. Va fi un glas de condamnare. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, acum este ziua mântuirii. Amin? Nu mâine, nu voi mâine, acum. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Pentru că într-o zi îl veți auzi condamnându-vă. Nu ignorați astăzi glasul lui. Nu ziceți altă dată. Este un glas blând. Nu te va forța. Nu va căuta să argumenteze cu tine. Nu va căuta să-ți strice ție toate argumentele și să te convingă. Este un glas blând de chemare. Dacă îl vei respinge, vei auzi glasul judecătorului. Versetul 19, vedem ce catastrofă se întâmplă la potirul al șaptelea. Cetatea cea mare, este vorba de cetatea Ierusalimului, a fost împărțită în trei, cu tremurul, a despicat în trei dealul Ierusalimului. Și cetățile neamurilor s-au prăbușit, au fost distruse complet. Și Babilonul cel mare a fost amintit înaintea lui Dumnezeu ca să îi dea potirul de vin al înțimii mâniei lui. S-au întâmplat multe catastrofe. Dar cine este sau ce este Babilonul cel mare? Spune aici, Babilonul cel mare este Babel. Genesa capitolul 11. Este turnul Babel. Este simbolul răzvrătirii omului față de Dumnezeu. Fac ce vreau, zice omul. Arată pumnul la cer. Babilonul cel mare este simbolul rebeliunii omului față de instrucțiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți, dar omul zice, nu, pot să fac avort când vreau eu. Pot să trăiesc bărbat cu bărbat, femeie cu femeie. Cei părinți care vor să-și crească copiii cu morie după Biblie, le vor fi luați copiii de acasă. Îi creștem noi, statul, ei nu știu, ei sunt înapoiați. Nu ne răspândim pe toată fața Pământului. Ne adunăm toți la un loc să ne facem un nume, să fim puternici, să ne facem o economie, să ne facem o conducere politică, să punem noi regele nostru. Să zidim un cer, un turn care ajunge până la cer. Cu alte cuvinte, să fim la fel ca Dumnezeu. Noi comandăm aici. Acesta este Babel. Și în ziua aceea, Babel va fi amintit înaintea lui Dumnezeu ca să guste din mânia iuțimii mâniei lui Dumnezeu. Versetul 21, partea a doua, prima parte din versetul 21 spune și din cer a căzut o grindină mare peste oameni ale cărei boabe cântăreau aproape 400 de kg fiecare. Ca
40 de kilograme în fiecare. Și partea a doua spune, și oamenii blasfemau pe Dumnezeu din cauza urgiei grinii, pentru că urgia era foarte mare. Din ce cauza a venit urgia? Pentru că oamenii nu au ținut cont de descoperirea lui Dumnezeu. Și după ce au primit urgia, ce au făcut oamenii? Au confirmat faptul că meritau urgia. Au confirmat faptul că sunt nebun la cap. Să te pui cu Dumnezeu. Știți ce face nebunul? Nebunul, zice Biblia, își înțepenește grumazul. Își împietrește inima. Cu cât îi spune Dumnezeu, cu cât se încăpățânează mai tare. Nu, eu fac cum vreau eu. Și chiar dacă îi dă peste cap, și chiar dacă îl lovește, o grindină a cărei boabe cântăreau 40 de kilograme. Omule, ce-ți mai trebuie să-ți arate Dumnezeu? Nu! Și dacă mă omoară, eu tot așa fac, ca mine. Acesta este nebunul. Acesta este nebunul. Mândria lui îl duce la căire. Își înțepenește grumazul, își împietrește inima și dă vina pe Dumnezeu în loc să se pocăiască. În loc să fie salvat, până moare, se împotrivește lui Dumnezeu și cuvântului său, decât să se pocăiască, să se umilească, să recunoască că a greșit în gândirea lui, în faptele lui și să se întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu și să fie salvat. Spune Biblia că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci Dumnezeu dorește întoarcerea lui cu pocăință. Vedeți? Dacă s-ar putea pocăința fără umilință, mulți s-ar pocăi. Da. Dar nu poți să recunoști că ești o cale greșită fără să te smerești, fără să te umilești, fără să te înjoștești. Și asta nu vrea omul. Asta nu vrea omul, pentru că este mândru. Preferă să meargă în iad. Preferă să meargă în iad, da? Decât să se pocăiască. Așa. Și în Apocalipsa 19, de la versetul 17, mi se dau mai multe detalii despre Armagedon și cum va fi acea bătălie finală. Apocalipsa 19, de la versetul 17, apoi am văzut un înger care stătea în soare și el a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului, veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea regilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni liberi și slabi, mici și mari. Și am văzut fiara, regii pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel care stă călare și cu oastea lui. Apoi fiara a fost prinsă și împreună cu ea profetul mincinos care făcea semnele în prezența ei cu care amăgise pe cei care primiseră semnul fiarei și se închinaseră chipului ei. Aceștia doi au fost aruncați de vii în iazul de foc, care arde cu bucioasă. Și ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui care stătea călare pe cal și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Asta este Armagedon. În principiu va fi un măcel. Va fi un măcel. Spune cartea Vechiului Testament în profeții, în profeții Vechiului Testament că în valea aceea, valea lui Iosafat, sângele se va ridica până la friele cailor în ziua aceea. Va fi durere mare. Va fi un măcel. Și cei care s-au opus lui Dumnezeu vor vedea care este adevărul și care este minciuna. Însă astăzi, glasul lui Dumnezeu nu este un tunet. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Astăzi glasul lui Dumnezeu este un glas blând de chemare. Veniți, veniți la mine. De vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpadă. Veniți, veniți să ne socotim. Iisus Hristos a murit pentru păcatele voastre, a ispășit vina păcatelor voastre. Amin. Nu așteptați ziua în care va fi prea târziu, în care veți înfrunta mânia lui Dumnezeu. Domnul să facă să înmoaie inima celor care nu sunt mântuiți și să nu mai aștepte.
Și Domnul să facă să umple inima noastră de râvnă și de zel și să ne dea credință, să nu ne mai îngrijorăm de ziua de mâine, ci să iubim pe semenii noștri atât de mult încât să mergem în toată lumea și să spunem această descoperire, să spunem oamenilor că va veni o zi groaznică, va veni un Armagedon și va veni o judecată, să se pocăiască, să nu ajungă acolo și Domnul să vă binecuvânteze.